Un tată foarte sărac avea patru copii cărora cu greu le câștiga existența. Într-una din zile însă, vrând să facă o bucurie acestor copilași ai săi, s-a dus acasă și le-a cumpărat o portocală, ca să vă imaginați cât de sărac era tatăl acesta. Însă a fost o portocală nu din aceea de la Kaufland sau de la Penny, ci o portocală din aceea de un portocaliu grozav. S-a dus acasă și a stat cu ea în mâini, în fața celor patru copilași și a pus următoarea întrebare. Cui ar trebui să dau portocala pe care o țin în mâini? Primul, băiatul cel mai mare, s-a dus în fața tatălui și a zis în felul următor: Tati, mie ar trebui să-mi dai portocala pentru că sunt cel mai mare copil al tău. Acum, cei care avem cel puțin doi copilași, cred că știm cu toții ce înseamnă primul în familie. Mai ales în dreptul bărbaților este un fel de experimentare a ceea ce înseamnă să fii părinte. Nu știu cum au fost soții dumneavoastră, însă mie destul de greu mi-a fost să potrivesc apa la baie. Nu știu cum au fost soții dumneavoastră, însă mie destul de greu mi-a fost să învăț cumva să fie laptele nici prea cald, nici prea rece. Un singur lucru îl făceam bine și o făceam bine de tot. Îmi plăcea tare mult să leagă în la lamiază. Nu știu cum se făcea în cazul dumneavoastră, dar întotdeauna dormeam primul. S-a dus mai apoi la acest tătic fetița, singura fetiță și a zis în felul următor, tati, mie ar trebui să-mi dai portocala pentru că sunt singura ta fetiță. Stau în fața dumneavoastră, tătic de doi băieți, nu am fată încă, poate sigur gândul care vă trece prin minte acum este următorul, frate, stai liniștit, nu-i târziu și așa este, nu-i târziu, însă l binecuvintesc pe Domnul că până aici mi-a răspuns la rugăciun, doi băieți, doi băieți. Am înțeles, însă, din partea prietenilor mei că o fetiță poate să fie foarte convingătoare. Și-a zis, Tati, mie ar trebui să-mi dai portocala. S-a dus mezinul, s-a dus mezinul la tatăl și a zis în felul următor: Tati, știi, sunt cel mai mic, mie ar trebui să-mi dai portocala. E slăbiciunea, e feblețea familiei cel mai mic. Dacă cumva se întâmplă să cad amândoi de pe scaun, nu te duci la cel mai mare, că te duci la cel mai mic. E un soi de criptonit, așa pentru noi, ceva în genul. Uh, aceea a fost criptonita pentru Superman. S-a dus ultimul băiat la tati și a zis în felul următor: Tati, mi-ar trebui să-mi dai portocala. Nemai putând uza de argumentele fraților săi, știi ce a zis? Tati, mi-ar trebui să-mi dai portocala pentru că dintre toți frățiorii mei, eu se cel mai mult cu tine. A fost tatăl într-o mare dilemă, sigur, ca și noi, deopotrivă. am împărțit acea portocală în patru părți egale, însă acest copilaș care a zis, mie ar trebui să-mi o dai pentru că dintre toți se cel mai mult cu tine, i-a dat și-o îmbrățișare, a primit și-o îmbrățișare. Știți de ce v-am spus această dulce ilustrație, cum îmi place mie să o numesc? Pentru că frații și suror, oameni buni, Cam la asta se rezumă viața noastră. Cam la asta se rezumă cei 30 de ani pe care avem, cei 80 de ani, cei 50 de ani, la cât de mult semănăm cu Domnul Isus Hristos. Ascultați-mă din perspectiva lui Dumnezeu, vârsta este doar un detaliu. Ceea ce contează cu adevărat este cât de mult semănăm pe Domnul nostru Isus Hristos. Se mai întâmplă să vină câte unul la mine și zice în felul următor: Frate, ce bine seamănă copiii tăi pe tine. Vă spun sincer, nu mai sunt atât de naiv încât să cred asta. Pentru că mă uit la mine și văd frumusețea lor și mă înțelegeți, îmi este greu să cred. Dar îmi crește inima de bucurie. Dar acum marea întrebare este următoarea. Oare din perspectiva lui Dumnezeu nu tot așa stau lucrurile? Ce frumos ar fi ca în această seară cerul să se deschidă și să auzim în, în conștiința noastră, în inima noastră, următoarele cuvinte. În el, în ea, îmi găsesc toată plăcerea. Așa să plecăm din locul acesta, dragii mei, semânând tot mai mult pe Domnul nostru Hristos. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această seară la părtășie. Apreciez invitația păstorilor dumneavoastră, Domnul săi i binecuvinteze și pentru minutele care le avem la dispoziție vă propun să parcurgem următorul traseu spiritual. Dacă din punct de vedere geografic suntem în zonă de câmpie, nu? Câmpia turzii. Vă propun să parcurgem următor traseu din punct de vedere spiritual. De la câmpie la munte. Pentru că munții sunt locurile favorite ale lui Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați pentru a citi câteva versete din Scriptură. Deschideți împreună cu mine, vă rog, la Marcu 10, de unde o să citim de la versetul 46 la 52. Un pasaj pe care Dumitru Cornilescu l-a intitulat Orbul Bartimeu. Și vă rog din toată inima, primiți o mână de ajutor înainte de citirea Scripturii. Fiți foarte atenți la versetul 46 și mai apoi la versetul 52. Marcu 10, citim de la versetul 46 la 52, pagina Sfintele Scripturi, 975, respectiv 976. Au ajuns la Erihon și pe când ieșa Iisus din Erihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu Bartimeu, un cercetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Isus din Nazaret și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l! Au chemat pe orb și au zis, îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă! Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? Rabunii, a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, Credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și-a mers pe drum după Isus. Amin. Vă rog să reocupați locurile în prezența lui Dumnezeu. Personal, cred că cea mai mare binecuvântare pe care am primit-o vreodată de la Dumnezeu nu este Soția, în cazul meu, soțul, în cazul surorilor. Cea mai mare binecuvântare pe care am primit-o vreodată de la Dumnezeu nu sunt nici măcar copiii sau locul de muncă, sănătatea sau frumusețea, Și cea mai mare binecuvântare pe care am primit-o de la Dumnezeu este ceva ce am dobândit exact în ziua în care ne-am născut. Și acum vă rog din toată inima să nu fiți tentați să spuneți CNP-ul, că nu despre asta este vorba. Cea mai mare binecuvântare pe care am primit-o în ziua în care ne-am născut, dragii mei, este însăși viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Tot ceea ce primim din momentul acela pe tot parcursul vieții se datorează faptului că într-o zi ne-am născut și Dumnezeu ne-a dat viață. Tot ceea ce suntem în această zi, stăm aici în prezența lui Dumnezeu, se datorează faptului că într-o zi Dumnezeu ne-a dat viață. Dar acum haideți să facem următorul test. Nu așa, frați și surori, stimați prieteni, că atunci când vorbim despre viață, să recunoaștem că toți vrem să trăim o viață de bază. La finalul căreia, să se spună, a trăit fericit până la dânci bătrâneți. Nu v-ați dori să se spună așa despre dumneavoastră? Aș vrea așa de mult ca atunci când nu voi mai sta în poziția asta verticală, ci voi fi pus în poziția orizontală cu mâinile pe piept. Atât copiii mei, cât și cei care m-au cunoscut să spună despre mine, a trăit fericit până la adânși bătrâneți. Și sigur că dincolo de această trăire fericită până la o vârstă înaintată, să surprindă printre altele și viața pe care mi-a dat-o Dumnezeu și harul acesta de a-L sluji pe Domnul. S-ar putea să vă dezamăgesc totuși acum, spunându-vă următoarele, că mai important la urma urmei decât numărul anilor pe care îi trăim, este calitatea lor. Vă amintiți în cartea Vechiului Testament, Dumnezeu dă acolo o listă cu câteva personalități din Vechiul Testament și zice la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu că Metusala a trăit 969 de ani. E frumoasă vârsta, nu e așa? Și totuși despre Enoch citim că a trăit mult mai puțin, dar spre deosebire de precedentul spune cuvântul lui Dumnezeu că Enoch a avut o viață atât de binecuvântată de Dumnezeu încât la un moment dat cel prea sfânt l-a înălțat la cer, l-a luat. Noe a fost binecuvântat, Enoch a fost binecuvântat de Dumnezeu și într-o zi l-a luat la cer. Spune Ioan, capitolul 10, cu versetul 10, așa de frumos, că am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Cu alte cuvinte, înaintea lui Dumnezeu nu este suficient să trăiești o viață așa oarecare, ci viața pe care ne-o promite Dumnezeu este din belșug. Că și cel care e bolnav și se află în imposibilitatea de a veni la biserică are viață. Dar spre deosebire de această categorie de oameni mai sunt unii sănătoși, mai sunt unii din punct de vedere spiritual foarte bine. Unul dintre foștii președinți ai Statelor Unite la Americii, Abraham Lincoln, spunea într-o împrejurare că în definitiv nu anii din viața ta contează, ci viața din anii tăi. Dragii mei, acolo ar trebui să ajungem și noi și spun în această seară plin de credință, Domnul să ne ajute. Dar uitați-vă cum stau lucrurile. Dacă Dumnezeu vrea să trăim o viață demnă, în care să ne bucurăm de a sa creație, în care să ne bucurăm de libertate, în care să experimentăm tot ceea ce înseamnă această relație cu cerul, părtășie cu sfinții. Uitați-vă, vă rog, că la polul opus se află diavolul care vrea să ne facă rob pământului, să ne vindem sufletul pe experimentarea unor plăceri de moment și din nefericire el reușește să facă asta cu atât de mulți oameni. Spre deosebire de acesta, promisiunea lui Dumnezeu este veșnicia. În schimb, tot ceea ce poate să ne promită diavolul este un următor lucru. Trăiește clipa pentru că el știe că el însuși nu are niciun viitor. Însă promisiunea lui Dumnezeu pentru toți ceea care trăiesc frumos este că într-o zi, acolo unde este el, vom fi și noi. Atunci, dragii mei, care este elementul care face diferența într-o viață trăită din belșug și într-o viață așa oarecare? Care este diferența dintre a trăi aici pe pământ, la înălțimea chemării lui Dumnezeu, și a trăi o viață din asta spre care să privească cineva așa cu lehamite și să zică, oh, o astfel de viață nu-mi doresc? Știți care este elementul care face diferența? Este o persoană. Și această persoană este Isus Hristos, Domnul. Am citit pasajul acesta, dragii mei, pentru că vreau să surprind următoarele lucruri. Uitați-vă, vă rog, de aceea v-am spus să fiți atenți la versetul 46 și mai apoi la versetul 52. Pentru că, până la întâlnirea lui Hristos, omul își trăiește viața undeva lângă drum, departe de fața lui. Dar imediat după ce omul se întâlnește cu Hristos, omul își trăiește viața știți unde? Pe drum după Isus. Citim aici, dragii mei, despre un om pe care Biblia îl numește în felul următor, cerșetor. De ce? Pentru că nu s-a trăit viața pe drum după Isus, ci undeva lângă drum, departe de tot ceea ce înseamnă Mântuitorul. Ei, dacă în primul caz, dacă trăiești acolo undeva lângă drum, ești numit cerșetor, în al doilea caz, dacă trăiești viața pe drum după Hristos, dacă în primul caz ești numit cercetor, în al doilea caz cum poți fi numit? Numai prinț, nu mai prins, nu e așa? Prinț. În această dupămasă, vine înaintea dumneavoastră cu un mesaj pe care chiar așa l-am numit: prinț sau cerșetor? Lângă drum sau pe drum? Să trăiești o viață în absența lui Isus sau să te duci pe drum după cel care este Regele Regilor și Împăratul Împăraților? Mi-am permis să-mi numesc. Mesajul în felul acesta, prinț sau cerșetor, pentru că Bartimeu care a stat lângă drum a fost numit cerșetor, dar noi știm din Apocalipsa 19 cu versetul 16, după ce Ioan spune felul următor, am văzut cerul deschis și iată s-a arătat un cal și cel ce ședea pe cal este numit cel credincios și cel adevărat. În versetul 16 zice în felul următor, pe haină și pe coap să avea scris împăratul împăraților și domnul domnilor. Sunt două imagini așa de diferite: lângă drum sau pe drum, cercetor sau prinț. Lângă drum, desigur, este locul mizeriei, este locul neajunsurilor, este locul unor valori distorsionate din toate punctele de vedere. Am făcut anul trecut o călătorie împreună cu familia mea și ne-am dus și noi pe Transfăgrășan să vadă și Și creația aceasta minunată pe care Dumnezeu ne-a dat-o aici în partea asta de țară. Și mi-am că ne duceam pe drum, drum bun, frumos. Am oprit însă lângă o cascadă să facem acolo câteva poze. Nu ne-am dat bine din mașină și am văzut lângă drum tot felul de gunoai, tot felul de mizerii. Și am zis atunci în felul următor, avem o țară frumoasă, locuită de unii oameni urâți. Cam asta este și din punct de vedere spiritual, dragii mei. Drumul poate să fie curat, sigur nu-i vorba iarna, iarna nu intră în calcul aici. Drumul poate să fie curat, poate să fie bun, însă acolo lângă drum se află tot felul de mizerii. Și spiritual vorbind, iată, asta a fost și situația lui Bartimeu. Uitați-vă mai apoi pe drum, dragii mei, este drumul Harului. Este drumul veșniciei promise de Hristos. Și mai mult de atât am cântat și în această seară, nu? Este singurul drum care duce în cer. Sigur că e mai ușor să mergi pe autostradă. Cum să nu ne placă mai mult că ne place? Însă atunci când vine vorba despre drumul acesta care duce în cer, dragii mei, drumul acesta este cu sens unic. Vine diavolul în întâmpinarea noastră și ne promite autostrada plăcerilor, dar să-i rezistăm și să spunem, nu, eu mă duc pe drumul acesta pentru că am această nădejde ca într-o zi ușa împărăției cerurilor să se deschidă și pentru mine. Sunteți aici foarte mulți mai în vârstă decât mine. Și ceea ce urmează să spun, de fapt, este o constatare cu care sunt sigur că veți fi de acord. Viața trăită pe pământ, dincolo de faptul că este un zbor în bătaia săgeții și diferența dintre a fi în aer și a fi la pământ este de o fracțiune de secundă. Este o viață care nu-și găsește împlinirea în a avea neapărat ceva, ci știți în ce? În a avea pe cineva. Avem anumite idealuri în viață, da, să ne cumpărăm un apartament. Și credem noi, înainte de a intra în posesia acelui apartament, mai numai să-l am, că dacă cumva o să am, o să fiu fericit toată viața, nu o să-i mai cer nimic lui Dumnezeu. Așa să fie. Cu siguranță că nu e așa. Doamne, măcar o mașină să schimb, purtați visul ăsta și eu îl port. Și zicem atunci, Doamne, dacă ar fi să am o mașină, aș fi atât de fericit. Până la primele gropi, până la primii copaci. Atât, nimic mai mult. Pentru că viața trăită pe pământ nu-și găsește împlinirea sau satisfacția în a avea ceva, ci în a avea pe cineva. Nu neapărat în a avea mai mult, ci în a avea lucrurile corecte, corespunzătoare. Pentru că fiți atenți, golurile spirituale nu se pot umple cu performanță de natură pământească. Spunea așa de frumos într-o împrejurare Blaise Pascal că în fiecare om există un gol de dimensiunea lui Dumnezeu. E ca și cum să-ți fie sete, ai încerca să-ți stâmperi setea cu un hamburger. Nu vreau să intru în detalii acum, dar permiteți-mi vă rog comparația. Iubiții mei, stau aici în această seară în fața dumneavoastră pentru a vă adresa această întrebare, prinț sau cercetător. Vă spun sincer, dacă aș avea puterea să răspund în locul dumneavoastră, aș răspunde. Și aș vrea așa de mult ca toți care suntem aici să fim prinți ai cerului. Să fim prințese, nu în cazul surorilor, domnul să le binecuvinteze. Vreau să surprind următorul adevăr că Dumnezeu are un viitor și o nădejde pentru fiecare om. Uitați-vă la omul ăsta, l-a luat Dumnezeu de acolo de lângă drum și l-a pus pe drum după el. Și uitați-vă ce frumos spunea Ieremia cu secole înainte, în capitolul 29, cu versetul 11, că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Suntem astăzi prezenți aici la Betania pentru că Dumnezeu vrea să ne dea o nouă speranță. De aceea suntem aici în această seară. El are pentru noi gânduri de pace și nu de nenorocire. El vrea să ne dea un viitor și o nădejde. Am învățat de multe ori lecția asta. Mi s-a întâmplat în viață să mă uit spre unii oameni și să zic în felul următor, el sau ea nu mai are niciun viitor și nicio nădejde. Ce post? Că nici măcar postul nu-l mai schimbă, nici măcar rugăciunile nu-l mai schimbă. Atât de mult erau oameni aceia prinși în sistemul acesta al lumii. Și totuși, Dumnezeu a reușit să facă minunia minunilor. Și să mă întâlnesc cu acea persoană, și în loc de noroc să fie pace, în loc de la revedere să spună fi binecuvântat de Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, asta reușește Dumnezeu să facă cu noi. El reușește să ne schimbe acest statut din cerșetor, să ne facă prinți. Am avut ocazia anul trecut să slujez la o binecuvântare din asta puțin mai interesantă. M-a invitat un prieten de al meu, un fost coleg de clasă, la binecuvântarea fetiței sale. Și ajung dimineața la biserică, și la un moment dat păstorul de acolo zice în felul următor: Astăzi nu o să fie numai o binecuvântare, o să fie două. Am înțeles mai apoi: s-a întors la domnul un om din zona aceea a Calabriei, un om care a avut un trecut destul de înspăimântător la Domnul și a zis în felul următor, am un singur băiat, 8 ani de zile, dar vreau să-l aduc și pe el la biserică ca să ceres binecuvântarea Domnului peste el. Am ajuns dimineața, eram doar eu și pastorul și prietenul acela care m-a invitat, soția lui, fetița și sigur adunarea era deja în biserică și la un moment dat undeva pe la ora 10 se deschid ușile, intră un tip așa mare, destul de înalt, destul de făcut, cămașă cu mânecă scurtă, plin de tatuaje pe mâini, pe gât. În momentul acela, vă spun sincer, n-are rost să spun că nu mi-a fost frică, că mi-a fost. Și am zis în felul următor, m-am uitat spre păstor și am zis, frate, o să avem probleme. De acolo, din spate, n-am văzut numai mâinile astea așa, zugrăvite într-un negru macabru. Și a zis atunci în felul următor, o nu, zice, stai liniștit. El trebuie să vină cu copilul la binecuvântare. Și a intrat. Știți însă ce am văzut atunci, dragii mei? Pe măsură ce înainta tânărul acesta, undeva pe la 35 de ani, pe măsură ce înainta spre noi, dacă tatuajele erau o reprezentare a vieții vechi, bucuria de pe chipul lui era specifică numai copiilor lui Dumnezeu. Aș vrea să parcurgem textul acesta pe care l-am citit. Țineți minte și proiectați în mintea dumneavoastră această întrebare, prinț sau cercetător. Și aș vrea să vedem, dragii mei, care este traseul pe care l-a parcurs Bartimeu. Care este drumul pe care el s-a dus din moment ce statutul i-a fost schimbat, din acela de cercetor în acela de prinț. Și uitați-vă, vă rog, un prim lucru pe care l-a făcut Bartimeu. Știți care este primul lucru pe care l-a făcut Bartimeu? A recunoscut nevoia urgentă de salvare. Știți ce am observat odată cu trecerea anilor? Există un strigăt pe care niciodată Dumnezeu nu-l tratează cu superficialitate. Există un strigăt de la care niciodată Dumnezeu nu rămâne indiferent. Și acest strigăt este ajutor. Dar, din nefericire, astăzi, mai ales în rândul oamenilor, strigătul acesta înseamnă cumva că ți-ai ratat ținta, că ți-ai ratat viața, este cumva semn de slăbiciune, înseamnă faliment. Ce diferit stau lucrurile atunci când vine vorba de Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, la felul în care a procedat Bartimeu. Pe el nu l-a interesat ce zic alții, ci l-a interesat doar atât. Oare ce zice Isus la problema mea? Și spune versetul 47, Isus fiul lui David, ai milă de mine. Și mai apoi zice încă o dată, fiul lui David, ai milă de mine. Oameni buni, în această seară, dacă suntem aici, în prezența celui ce este veșnic, dacă suntem în prezența celui ce poate totul, vă rog din toată inima să nu ne fie rușine să strigăm Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Știți care este una dintre cele mai mari probleme cu care ne confruntăm? Am ajuns spiritual vorbind să ne trăim viețile în Photoshop. Mascăm toate imperfecțiunile noastre. Să nu cumva să mai plângem în prezența Domnului că, vezi, Doamne, ne vede cel din stânga, ne vede cel din dreapta. Nu mai avem dreptul la întrebarea ce fa să spunem, uite omule bun, sunt în impas, nu mi-ajung banii, materialul duc rău, din punct de vedere spiritual am nevoie de rugăciunile tale. Fardăm aceste slăbiciuni pe care le avem și creăm iluzia unor superputeri pe care le ținem undeva în debara, dar la care nu apelăm niciodată. Uitați-vă, dragii mei, ce frumos procedează omul acesta. În momentul în care aude gălăgie, în momentul în care aude pașii unei mulțimi, el se pune în mișcare. Ce se întâmplă ce aici? Partimeu. Pe aici trece Isus. Extraordinar. Asta înseamnă că la problema mea, ne tratată de oameni, există unul care poate să mă atingă. Da, acesta este Fiul lui Dumnezeu. O, oh, perfect, știu soluția. Isus este Fiul lui David. Ai milă de mine. Dragii mei, nu știu pentru ce strigați în această zi. Dar știu că aveți anumite lucruri pentru care trebuie să strigați înaintea lui Dumnezeu. E drept că de cele mai multe ori obiectul acestui strigă nu este omul, pentru că omul de prea puține ori ne poate ajuta, dar spuneam adineauri că există unul care nu ne tratează cu indiferență și cu superficialitate și acesta este Hristos, slăvit să fie numele Lui. Am strigat și eu în 25 octombrie 2013. Am strigat în 24 iulie 2015. Am în doi copilași în familia noastră s-au născut prematuri, aproape de șapte luni, abgar 4, abgar 2, hemoragie cerebrală, gradul 3, cel mai mic. Și ne-am lovit de diagnostice dintre cele mai crunte. Nu se poate face nimic, va trebui să-l îngrijiți așa toată viața. Știți ce trebuie făcut atunci când toate ușile se închid din perspectivă omenească? Mai există una. Amen. Și ușa aceea este la Dumnezeu. Amen. Am avut plăcerea în urmă cu doi ani de zile să stau cu un clujan de-al vostru, cu Andrei Țibrea, ne-am suprapus la o binecuvântare. Știindu-i meseria, am zis în felul următor, uite, omenește vorbind, copilașul meu s-a născut cu Abgar 2, cu hemoragie cerebrală diagnosticată de doamna Ciubotariu de la Cluj. După ce a stat în neonatologie unul vreo două, unde zile spune, te rog, ce mai este de făcut? Știi ce mi-a zis atunci? Silviu, omenește, nu se mai poate face nimic. Am stat atunci și am zis în felul următor, mă bucur că îmi zici asta. De ce te bucuri? Zic, uite-l, uite-l, acolo. -i. Era acolo, printre ceilalți copii. Fugea, alerga, se juca și el. Pentru că, dragii mei, atunci când omul închide ușile, Dumnezeu le poate deschide pe ale lui. Și dacă omul zice nu se mai poate face nimic, Dumnezeu zice, ba da, se poate face totul. Uitați-vă, vă rog, la omul acesta, dragii mei, a avut trei mari probleme care s-au evaporat la întâlnirea lui Isus. Orb. Să fie orb, da, în ziua de azi. Nu că ar fi mare diferență de ce a fost în ziua aceea să fii privat de frumusețea naturii, să nu ai acest privilegiu de a-ți vedea copiii niciodată, să te joci cu ei, să-i ții în brațe, să, să le vezi trăsăturile feței, să vezi cât de mult seamănă pe tine sau pe mama și așa mai departe. O altă problemă a fost una de condiție socială, cerșetor. Să, să, te pui în pielea acestui om, să trăiești viața de pe azi pe mâine, atenție, nu de la un salar la altul de pe azi pe mâine. Să mănânci probabil singura mâncare caldă la cantina socială, să depinzi în fiecare moment al vieții tale de mila celor din jur. Orb, cercetor și spune versetul 46, au ajuns la Ierihon și pe când ieșa sus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni. Ca și cum cele două n-ar fi fost suficiente, orb, cercetor, omul ăsta a fost și izolat. Uitați-vă, vă, vă rog, că nu a fost în cetate, ci în afara cetății. Pentru că pentru oamenii ăștia le era interzis accesul în astfel de locuri. Și dacă ți era accesul interzis în Ierihon, înseamnă că ți era accesul interzis și în templu. Acolo unde pentru evreii primului secol se consuma relația lor cu Dumnezeu. Dar știți care este frumusețea? Știți care este minunea minunilor? Că în locul singurătății Iisus oferă o familie. În locul respingerii, Iisus oferă acceptare. Și îmi place așa de mult pasajul acesta pentru că în momentul în care l-a întâlnit, Bartimeu a auzit întrebarea care avea să-i schimbe viața. Ce vrei să-ți fac? Nu așa că e întrebarea pe care o așteptați unii dintre dumneavoastră? Ce vrei să-ți fac? Nu întreabă Isus aici pentru că, vezi, Doamne, el trebuie să-și satisfacă o curiozitate? Nu! El îl determină pe Bartimeu, îl provoacă, Bartimeu, stai față în față cu împăratul împăraților și cu domnul domnilor, spune care este nevoia ta, uită diagnosticul medicilor, uită situația imposibilă în care te afli, ce vrei să-ți fac? Și indiferent de soluție, indiferent de răspuns, Isus are o soluție. Știți de ce? Pentru că spune Matei, capitolul 28, cu versetul 18. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și puterea Lui deschide ochii orbilor. Puterea Lui deschide urechile surzilor. Puterea Lui întărește picioarele slăbănogite. Pentru care puterea sus în cer și jos pe pământ. Dacă ar fi să interpretăm această infirmitate a lui Bartimeu din punct de vedere spiritual, Atât de mulți oameni astăzi sunt orbi. Unii dintre ei, sigur, sunt orbi din punct de vedere fizic, dar tare mă tem că orbirea spirituală este chiar mai gravă decât prima. Și nu sunt insensibil când spun asta. Vor fi oameni orbi din punct de vedere fizic în cer, dar niciodată oameni orbi din punct de vedere spiritual. Și poate unii dintre dumneavoastră veți zice, cu ce tupeu ne spui nou asta? Cu ce curaj ai venit să ne spui că suntem orbi? Nu suntem că vedem. Ascultați vă rog ce spune Roman, capitolul 2, versetul 4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Iubiții mei, dacă experimentăm bunătatea lui Dumnezeu și dacă ne bucurăm de ea în viețile noastre, slăviți să fie Domnul, e prea puțin. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și poate veți face un pas mai departe și veți zice omule bun, dar ce pocăință pentru că sunt un om moral. Ce pocăință pentru că n-am nevoie de asta. Tot Pavel spune în capitolul 3 cu versetul 23 căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În urmă cu 2 ani de zile, Dumnezeu m-a surprins. Din 89 până în 2016 părinții mei au frecventat biserica. Și doar în urmă cu doi ani ne-au încheiat legământul cu Dumnezeu. Ascultați-mă: n-au fumat, n-au înjurat, n-au fost violenți unii unul cu celălalt, n-au făcut lucruri din astea grozave prin care să-și pună lumea în cap. Știți care a fost întrebarea pe care mi-am pus-o atunci? Doamne, pentru mine, părinții ăștia mei, din punct de vedere moral, sunt întruchiparea a tot ceea ce e mai bun. Doamne, dar după ce se vor întoarce la tine, ce schimbare vei mai face în ei? Ce schimbare? Stau înaintea dumneavoastră și vă spun că Dumnezeu m-a surprins. Că mântuirea înseamnă mult mai mult decât să nu fumezi. Mântuirea înseamnă mult mai mult decât să nu te droghezi. Mântuirea înseamnă mult mai mult decât să nu furi. Mântuirea înseamnă acel gen de relație despre care vorbește psalmistul. Când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie. De aceea, dragii mei, îmi place să spun că ori de câte ori plecăm din casa lui Dumnezeu, ne duce mai frumoși față de cum am venit. Poate cu un rid în plus, dar atenție, mai frumoși. Care este secretul? Faptul că Isus aici în mijlocul nostru, Faptul că ne-am uitat spre El ne-am luminat de bucurie Amen. și fața noastră este zâmbet. Slăvit să fie Domnul! Acesta e, este mesajul pe care ne-l transmite Bartimeu. Se poate, se poate să trăiești o viață lângă drum, dar în același timp se poate, auzind că trece Iisus pe aici, să-i strigi numele, să-i ceri milă, să te ia de acolo, să te pună pe drum și să te duci după El. A recunoscut nevoia urgentă de salvare. Știți ce a făcut mai apoi Bartimeu, dragii mei? A strigat în ciuda insistențelor mulțimii. Mânat de dorința de a primi vindecare, conștient de puterea celui care trece prin fața sa, Bartimeu a avut un singur atu, probabil că a avut o voce de sopran, și a strigat tare. Nu știm dacă din punct de vedere fizic a atras atenția, dar știm că a avut o voce bună. El a știut că singurul mijloc prin care poate și în evidență este strigătul. Pentru el tensiunea este uriașă, acum or niciodată. Dar uitați-vă, vă rog, înțelegând în același timp nevoia lui, care este răspunsul mulțimii? Spune versetul 48, mulți îl certau să tacă. Stau în fața dumneavoastră și vă adresez următoarea întrebare: Ați fi atât de insensibil precum cei de aici, din Marcu 10, încât să stea unul lângă dumneavoastră, orb, cerșetor, izolat? Să știți că singura lui șansă de salvare este în persoana care trece pe lângă voi și totul să-i spune staci? Pentru că despre asta vorbim aici. Versetul precedent: Isus fiul lui David, ai milă de mine, taci! Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine, taci, spune versetul 48. Mulți îl certau să tacă. Vezi deci, dumneavoastră, dacă pentru un sportiv de performanță mulțimia poate aduce un plus de încurajare, dacă pentru, nu știu, un cântăreț, mulțimia face ca muzica să ajungă în cât mai multe case, pentru Bartimeu. Mulțimea a fost o piedică. Știți care este lucrul pe care vreau să-l accentuez înaintea dumneavoastră în această seară? Nu renunța chiar și atunci când totul îți este împotrivă. Pentru că Bartimeu este un model de perseverență. El a știut care e nevoie de atingerea lui Isus. Mulțimea a zis taci, dar a perseverat, a mers mai departe. Și atunci când cei din jur au zis staci, el a strigat și mai tare. Știți care este gândul pe care mi-l transmite mulțimia? Uitați-vă numai la această deschidere de scriptură. Se poate să-l urmezi pe Isus și să nu înțelegi nimic din toată povestea. Se poate să-l urmezi pe Isus doar pentru că asocierea Lui cu tine dă bine. Se poate să-l urmezi pe Isus doar pentru că. Fiind văzut în compania lui, cei din stânga și din dreapta vor zice, uite un om care umblă cu un învățător al vremii noastre, binecuvântat este el. Știți ce nu a știut mulțimea? Nu a știut că atunci când un om strigă după ajutor, Iisus se oprește oricât este de grăbit. Zice Luca 19 cu 10, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și spiritual vorbind, în astfel de grote ale păcatului ne-am aflat mulți dintre noi, dar slăvit să fie numele pentru că a coborât în cele mai uh, de jos locuri ale pământului. Și știi ce a făcut? Ne-a ridicat. Ah, okay. Ne-a luat de lângă drum, ne-a pus pe drum. Nu mai suntem în locul acela al mizeriei și al neajunsurilor ci astăzi prin îndurarea și prin harul lui ne ducem după Isus. Ah. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Știți care este siguranța pe care o am în această seară? Siguranța pe care o am acum, dragii mei, este că Isus este aici să caute și să mântuiască ce-i pierdut. Am această siguranță că mai sunt oameni care poate se află lângă drum și în această seară Hristos face următorul gest. Întinde mâna oamenilor răstora ca să ia de lângă drum și să-i pună pe drum în compania celui care este Domn și Împărat, Isus Hristos. Trăiască-i numele în veci. Notați următorul principiu, vă rog. Isus se oprește acolo unde oamenii merg mai departe. Cam asta vreau să facă mulțimea. Să ne ducem. Să ne ducem pentru că noi le avem pe ale noastre, o nu. Iisus se oprește acolo unde oamenii merg mai departe. Nu știu așa cum am zis deja lucrurile pentru care strigați, dar nu vă dați bătuți. În Luca 18, de la versetul 1 la versetul 8, vedem acolo pilda judecătorului nedrept. Un om care nu avea nicio frică de Dumnezeu, un om căruia nu era teamă de oamenii din vremea aceea, unul chemat să facă dreptate, face nedreptate, tocmai unei femei văduve care avea nevoie de abilitatea lui și de sistemul său justițiar să-i facă dreptate. Și zice în felul următor, nu pot să-mi angajez un avocat bun, dar știi ce pot? N-am bani, dar am timp. Și o să mă duc și o să fiu pe urmele lui. Și dacă iese din birou, pe urmele lui. Și dacă iese de la prânză, spre pe urmele lui. Și dacă văd că iese de acasă și se îndreaptă spre birou, sunt pe urmele lui. Și spune la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, că măcar din pricina acestei bătăi de cap venite din partea acestei femei, acest judecător nedrept avea să-i facă dreptate. Repet, nu știu oameni buni motivele pentru care strigați, dar vă rog din toată inima, nu vă opriți. Chiar dacă mai trebuie multe rugăciuni, fiecare rugăciune este un pas înainte. Și uitați-vă, vă rog, în Scripturi, perseverența este răsplătită de Dumnezeu cu o soluție. Spune Matei 7 cu 7, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Mă uit acum spre tineri, oameni buni, nu lăsați ca visul pus de Dumnezeu în viața voastră și în inima voastră să fie sufocat de glasul mulțimii. Când întotdeauna se vor găsi oameni care să zică, când cineva va începe să cânte o cântare, nu-i chema de Dumnezeu. Când cineva va da un îndemn la rugăciune să spună, nu-i chema de Dumnezeu. Dar nu lăsați ca visul pus de Dumnezeu în voi să fie sufocat de glasul mulțimii. Așa s-a întâmplat și cu Isus. Au strigat oamenii spre el, binecuvântat e cel ce vine în numele Domnului și mai apoi la moarte cu el, binecuvântat e cel ce vine în numele Domnului, la moarte cu el. Nu vi se pare ciudat în Vechiul Testament? Dumnezeu spune despre David, este un om care are o inimă ca așa mea. Și totuși, ce au zis frații lui? Îți cunosc eu răutatea inimii. Prea puțin contează ce zice omul, atâta timp cât Dumnezeu zice l-am ales și l-am chemat. Prea puțin. Să ne ajute Dumnezeu să mergem înainte. Să ne ajute Dumnezeu să continuăm să strigăm, chiar și atunci când ne vine greu să o facem. Dar moi, uit, dragii mei, la exemplul acestui om și desprind că reacția noastră în fața unor astfel de atitudini trebuie să fie exact ce spune versetul acesta 48, dar el și mai tare strica. Nu știu dacă v-a casa vreodată, dar atunci când îți arde casa, niciunul dintre noi nu strigăm așa cumva pe silent mode. Strigăm cât de tare putem. Să ne audă dacă se poate, nu prin prisma apelului telefonic pe care îl dăm, să ne audă dacă se poate direct pe calea vântului să ajungă vocea noastră până la pompieri acolo. Așa strigăm. Așa ar trebui să procedăm și din punct de vedere spiritual. Și uitați-vă numai, dragii mei, insistența lui Bartimeu conduce la cea mai frumoasă invitație. Ce vrei să-ți fac? Prinț sau cercetor? Pe drum după Isus sau lângă drum? Departe de cel ce este Isus Fiul lui Dumnezeu. Ce a făcut Bartimeu? a recunoscut nevoia urgentă de salvare a strigat în ciuda insistențelor mulțimii și în cele din urmă a mai făcut ceva ceea ce suntem chemați să facem cu toții în această seară a renunțat fără ezitare la viața veche uitați vă vă rog dragii mei și veți vedea că în dreptul lui Bartimeu Isus a făcut mult mai mult decât să l asculte în dreptul lui Bartimeu Isus a făcut mult mai mult decât să-l vindece Știți care a fost acel mai mult? Isus, când a stat față în față cu el, l-a tratat cu sensibilitate. Uitați-vă, vă rog, toată viața oamenii au zis un singur cuvânt, pleacă! Du-te că nu avem nevoie de tine, tu ești orb. Nu ne putem juca cu tine? Nu putem face o echipă cu tine? Nu poți să lucri cu noi? Pleacă de aici! Noi nu avem nevoie de tine! Cam așa procedăm și noi în viața noastră cu anumiți oameni, însă vine ziua în care el nu mai aude pleacă. Și știți care este cuvântul pe care îl aude? Chemați-l. Spune versetul 49, Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l, au chemat pe orb și au zis, îndrăznește-te, scoală-te, căci te cheamă. Dacă toată viața a auzit cuvântul acesta, pleacă sau dute, în această seară Hristos care e prezent în adunare spune, vino, chemați-l să vină aici, de aceea cu toată îndrăzneala, vino. Știți de ce? Pentru că există unul care ne primește așa cum suntem, indiferent de trecutul păcătos pe care îl avem sau l-am avut. Mi-a plăcut așa de mult o maximă pe care am citit-o în urmă cu ceva vreme, care zice în felul următor: Fiecare sfânt are un trecut și fiecare păcătos poate avea un viitor. Să vă spun ceva. Isus e specialist în restaurarea sufletelor. Amen. Știți ce trebuie să facem noi, ce spune versetul 49 orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Isus. Acum, pentru mine, haina e doar un obiect vestimentar. În schimb, atunci când vine vorba despre Bartimeu și despre haina pe care a purtat-o, imaginați-vă acea robă lungă care, evident, din cauza lungimei era o piedică, imaginați-vă, având în vedere condiția lui socială, probabil că în haina aceea era toată averea lui Bartimeu, toată, cu ghilimelele de rigoare, agonisea la doviață. Dar citim versetul acesta 49: Orbul și-a aruncat haina, a sărit a și a venit la Isus. Știți de ce a fost necesară această lepădare? Pentru că, dragii mei, înainte de a îmbrăca haina mântuirii, noi trebuie să le pădăm haina păcatului. Amen. Înainte de a îmbrăca veșmântul acesta al mântuirii, noi trebuie să dezbrăcăm haina păcatului. Și procedează, partimau așa cum procedează, și spune mai apoi versetul 52: Du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și-a mers pe drum după Isus. Nu vi se pare interesant spre ciudat contrastul versetului 52? Du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și-a mers pe drum după Isus. Dar ce i-a zis Iisus? Du-te! De acum ești liber, ești vindecat, poți să pleci. Știți însă cum procedează Bartimeu? Nu, Doamne! Ți-am văzut puterea, ți-am văzut sensibilitatea, ți-am văzut dragostea pentru cei loviți de soartă. De aceea, chiar dacă tu îmi spui, du credința ta te-a mântuit, vreau să spun ceva, eu aleg să rămân cu tine. Și rămâne, dragii mei, alături de cel care i dați speranță. Rămâne alături de Cel care i-a redat demnitatea. Scenariul acesta avea să se repete în Ioan, în Evanghelia pe care o scrie Ioan. Vă amintiți episodul acela în care foarte mulți oameni au dat înapoi și n-au mai mers după Isus? Și la un moment dat Isus face ceea ce noi ca slujitori n-am face niciodată în viața noastră. Voi nu vreți să plecați? Să-ți asum riscul acesta să pierzi pe unii care te urmează. Să-ți asum riscul să pierzi pe unii dintre membri și să le spui, voi nu vreți să plecați? Și totuși unul dintre ei s-a ridicat și a zis în felul următor, Doamne, dar unde să ne ducem? Pentru că am văzut că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Unde să ne ducem pentru că nouă lângă Tine ne este cel mai bine? Unde să ne ducem, Doamne? Suntem chemați în această seară să procedăm exact așa cum a procedat mea. Să le pădăm haina aceasta păcatului, să dezbrăcăm haina aceasta a tot ceea ce este rău în viața noastră și să-i spunem Domnului, Doamne, haina pe care mi-ai pregătit-o, cea care este a mântuirii, dă mi în seara aceasta, pentru că nu mai vreau să trăiesc lângă drum, ci vreau să merg pe drum după Tine. În planul de mântuirea lui Dumnezeu. Există un timp favorabil și un loc favorabil. Știți care este locul acela? Pentru noi, Biserica Betania din Câmpia Turzii. Știți care este timpul? Astăzi. Dumnezeu, când vine vorba de mântuire, are un singur timp. Astăzi, atât. Viața noastră poate să fie constituită așa cumva în 3D, trecut, prezent și viitor, dar atunci când vine vorba de mântuire, Dumnezeu operează cu un singur timp, astăzi. Și spune Evrei, capitolul 3, cu versetul 13, îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice, astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Iisus avea să treacă pe drumul acela pentru ultima dată. Pentru el stația finală avea să fie Golgota. Pentru el ultima stație avea să fie ceea ce am cântat în această seară, Golgota. Este locul acela în care mântuirea noastră a fost câștigată cu preț de sânge. De aceea, dragii mei, lansez, pornind de la aceste detalii, următoarea întrebare. Ești sigur că ziua de mâine ți-aparține? Ești sigur? E sigur că zilele care îți stau înainte sunt ale tale, e sigur? Pentru Bartimeu a fost ultima șansă la mântuire și vindecare, pentru că Isus avea să treacă pe drumul acela pentru ultima oară. Nici noi nu suntem siguri pe ziua de mâine, nu suntem. Spune vrei 3 cu 13, nimeni din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Și poate veți zice, frate, nu-i cazul meu. Pe mine nu mă șală, pe mine păcatul nu mă înșală. Știți care este cea mai des folosită înșelăciune a diavolului? Unde vor merge toți, voi merge și eu. Unde vor merge toți, vor mer voi merge și eu. Am avut ocazia să stau cu un prieten de al meu, care nu este întors la Dumnezeu, pe marginea acestui subiect. Am stat de vorbă și am zis în felul următor. E sigur că așa vrei să abordezi viața din punct de vedere spiritual? Și a zis, da, sunt sigur. Unde vor merge toți, voi merge și eu. Întâmplarea face că trebuia și el, ca și mine, anul trecut, să-și ducă copilașul la o operație din asta banală. Dar întâmplarea face că nu s-a dus la un medic de la noi din Zalău, ci s-a dus la unul din Cluj. Și noi avem medici în Zalău, chiar dacă nu s așa de bun ca și cei din Cluj. Dar am stat atunci pentru că Dumnezeu îmi ridicase mingea la fileu și am zis în felul următor: Omule bun, tu ai zis principiul de viață spirituală, unde vor merge toți, voi merge și eu. De ce n-ai venit unde ne-am dus și noi? Cum poți să abordezi viața spirituală cu atâta ușurință și atâta de superficial? Și atunci când vine vorba de tratarea anumitor probleme din punct de vedere fizic, atâta precauție. Atât de multe argumente, medici dintre cei mai buni, de ce? De ce facem diferența asta? Pentru că, iubiții mei, precauția ar trebui să fie în domeniul spiritual, pentru că de alegerile pe care le facem în domeniul spiritual depinde veșnicia noastră. A fost un om în scripturi care s-a ghidat după același principiu: Unde vor merge toți, voi merge și eu. Și spune Luca 16 cu 27 rogute, dar părintea Avrame, să trimis pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Hopa, de ce să vină? Pentru că și ei, ca și mine, s-au ghidat după aceeași filozofie de viață, unde vor merge toți, voi merge și eu. Și am ajuns în locul acesta, și pentru că știu ceea ce gândesc frații mei, trimite pe cineva în casa tatălui meu să le spună: Nu vă mai ghidați după principiul ăsta. Dacă auziți glasul lui Dumnezeu, întoarceți-vă la Dumnezeu și trăiți așa cum spune El. Domnul să ne ajute și să vă ajute. Lângă drum. Departe de Isus? Sau pe drum după Isus? Cercetor? Sau orb? Istoria lui Bartimeu nu se încheie aici. Uitați, vă rog, ce frumos spune versetul 49. După ce și-a aruncat haina, orbul a sărit și a venit la Isus. Știți care este singurul drum pe care nu este limită de viteză? Nu vă gândiți la ceva drum de prin Germania, ceva autostradă din Germania. Știți care este singurul drum fără limită de viteză? Acesta e drumul mântuirii. La chemarea lui Isus spune versetul 49, că și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Isus. Uite cum procedează Zacheu. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Viteza este o caracteristică principală a vieții noastre, nu-i așa? Iubiții mei, haideți să transferăm viteza de pe kilometrajul mașinii noastre în plan spiritual. Și să ne ducem cu viteză, în grabă, cu bucurie, pe drumul acesta al mântuirii. Pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi, dacă vom proceda așa, ușa împărăției cerurilor se va deschide pentru noi. Vă lansez această întrebare în seara asta: prinț sau cercetător? pe drum după Isus în compania celui care este împăratul împăraților și domnul domnilor. Sau lângă drum, departe de tot ceea ce înseamnă părtășie, departe de tot ceea ce înseamnă frumos. Unde? Pentru că nu pot să răspund în locul dumneavoastră. Aș vrea să o fac, dar nu pot. Vreau să închei și vreau să vă citesc, dragii mei, câteva cuvinte pe care le-a spus un mare om al lui Dumnezeu, care a contribuit și la dezvoltarea lumii acestea, un nume pe care l-a mai pomenit deja, Blaise Pascal. Și stătea el de vorbă cu prietenii săi, cu siguranță prieteni care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, prieteni care probabil au bazocorit și cărora le-a zis în felul următor. Credința se aseamănă uneori cu un pariu. Dacă cred în Dumnezeu și în viața de după moarte, și tu nu crezi, și dacă nu există Dumnezeu, amândoi pierdem când murim. Dar dacă Dumnezeu există, tu pierzi totul, în timp ce eu câștig totul. Ești dispus în această seară să faci acest pariu cu Dumnezeu? Permiteți-mi expresia, vă rog. Ești dispus în această seară să faci acest spariu cu Dumnezeu? Spunea Blaise Pascal: Dacă cumva se va dovedi că Dumnezeu nu există și nu există nici viață de după moarte, amândoi pierdem. Dar dacă eu cred și tu nu crezi și există și Dumnezeu și viață după moarte, eu câștig totul, în timp ce tu pierzi totul. Ești dispus în această seară să faci acest pariu cu Dumnezeu și să spui Domnului în această dupămasă, Doamne, tot ceea ce înseamnă viața mea, o aduc înaintea ta și ți-o dau ție, pariesc cu propria viață pe cuvintele tale, pentru că vreau să câștig eternitatea pe care tu mi-o dai în dar. Ești dispus în această seară să faci acest pariu? Nu te întreba ce va zice mulțimea. Nu te întreba ce vor zice poate cei din casa ta, pentru că știu ce vor zice. Taci! Nu îi de tine acum, nu acum. Ești dispus? Ești dispus să ai un moment din acesta de părtășie față în față cu Dumnezeu, cu Cel ce este Isus Hristos prezent în mijlocul nostru în această seară și să recunoști nevoia urgentă de salvare? Ești dispus să stai în fața Lui și să strici cu toate cuvintele pe care le poți folosi, Isuse fiului David, ai milă de mine! Amen. Ești dispus ai momentul acesta de părtășie față în față cu El, să renunți fără ezitare la viața veche? Ești dispus să strigi chiar și atunci când mulțimea stă împotrivă? Ești dispus? Pentru că, dragii mei, despre asta este vorba în seara asta. Pentru asta cineva v-a făcut o invitație ca să veniți și să fiți prezenți în locul acesta pentru că le pasă de dumneavoastră, pentru că vă iubesc, pentru că vor să gustați din tot ceea ce înseamnă bucuria și binecuvântările cerului pentru asta. În urmă cu vreo șase ani de zile, am avut ocazia împreună cu câțiva colegi de-a mei să slujesc în zona Megidiei și ne-am dus acolo în câteva cartiere locuite de musulmani și am chemat pe oameni să vină la biserica păstorită de fratele Vasilică Croitor. Am stat acolo și am chemat câțiva tineri. Unii dintre ei au venit. Însă, așa cum vă spuneam, Isus este specialist în restaurarea sufletelor. Unul dintre tinerii prezenți, undeva pe la 22 de ani, dacă bine mi-amintesc, acum sigur vreo 28, l a primit pe Dumnezeu în viața lui, l-a primit pe Hristos în viața lui. Și a zis atunci în felul următor. Silviu, tu trebuie să vii cu mine pentru că eu trebuie să dau un telefon. N-am știut la ce se referă și m-am dus. Ne-am tras undeva deoparte și a dat un telefon. Și am zis cui trebuie să dai telefonul. Trebuie să dau acest telefon, a zis el părinților mei. Sunt dintr-o familie cu tradiție. Am venit pe linie de multă vreme, suntem aici. Și trebuie să dau un telefon care poate să-mi pun în pericol chiar viața. Dar eu vreau să dau telefonul acesta, că l-am primit pe Hristos în viața mea. Și a pus telefonul pe speaker, am auzit tot ce au discutat. Am fost în lacrimi ca și el. Și tânărul ăsta proaspăt întors la Dumnezeu m-a învățat teologie. Știți care au fost cuvintele pe care le-a rostit și care de atunci răsună ca un ecou în mintea mea? L-am întrebat ce vei face. Știți ce a zis? Nu voi fi trist că părinții și-au încleștat pumnii. Dumnezeu și-a deschis brațele pentru mine. Nu voi fi trist că părinții mi-au zis pleacă, tu nu dormi acasă și nu mai e pentru ce să te întorci aici. Sunt bucuros pentru că ușa împărăției lui Dumnezeu s-a deschis pentru mine. Oameni buni, ascultați-mă bine. Nu mai contează cum vor sta cei din casa dumneavoastră cu mâinile încleștate, cu pumnii încleștați și așa mai departe. Tot ceea ce contează este că Dumnezeu își deschide brațele pentru noi în această seară. Tot ceea ce contează este că într-o zi ușa împărăției lui Dumnezeu se va deschide pentru noi. De aceea lansez încă o dată această întrebare, prinț sau cercetor? Pe drum după Isus sau lângă drum, departe de fața celui ce este veșnic? Trebuie să luați o decizie în această seară. Haideți să stăm ridicați. Aș vrea în minutele acestea care le avem la dispoziție să dăm timp sufletului nostru să ia o decizie. Am auzit aceste cuvinte și sunt ferm convins că sunt inimi în care au răsunat aceste cuvinte. Sunt ferm convins că sunt inimi care în aceste momente își dispută mântuirea și sunt în punctul acesta de a alege să meargă pe drum după Isus. Sunt ferm convins, dragii mei, de prezența Domnului Hristos din adunare în această seară. Și spun răspicat și spun tare că Isus trece pe aici în această seară. De aceea ce vei face, te întreb în această seară. Știți ce ar trebui făcut? Să procedăm exact așa cum a procedat Bartimeu și să spunem, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Ridic această întrebare. Ridic această întrebare, Doamne, ce vrei să-ți fac? Pune-o fiecărui om care este în această seară, în locul acesta, pune această întrebare, Doamne, pentru că sunt sigur că răspunsurile sunt deja pregătite. Te întreabă Dumnezeu în această seară ce vrei să-ți fac? Spune-i în timpul acesta de părtășie, ce vrei să-ți facă.